Florin Răcoara e tânărul care suferă de leucemie, la cărei suferință comunitatea din Saleu nu a rămas indiferentă, se află momentan la o clinică din Italia, acolo unde face ședințe de chimioterapie. Perioada dificilă pentru Florin nu s-a încheiat odată cu transferarea acestuia la clinica din Italia. Tânărul sălăjan a început acolo un program de chimioterapie. Astfel de ședințe sunt necesare pentru ca Florin să fie pregătit pentru transplantul care urmează. Florin și prietena lui au transmis un mesaj celor care sunt alături de el și care nu au rămas indiferenți la problemele lui de sănătate. Dragii noștri, vă scriem azi când am reușit să zâmbim. Florin a avut câteva zile mai grele în care boala împreună cu chimioterapia l-au atacat puțin fizic, dar după cum promitea se ține tare și suntem pregătiți pentru etapele acestea. Săptămâna trecută am făcut câteva ședințe de chimioterapie deoarece celulele canceroase crescuseră foarte mult, iar de sâmbătă am început un nou tratament, inițial de 5 zile. În urma consultărilor specialiștilor de aici s-a decis continuarea tratamentului până la 10 zile, în încercarea obținerii unui rezultat cât mai bun. Eventual va fi necesară repetarea lui până la un rezultat care să permită imediat transplantul. Suntem optimiști și încrezători că împreună cu ajutorul lui Dumnezeu și a gândurilor voastre bune vom învinge. Ne pare rău că uneori nu apucăm să scriem mai des din cauza faptului că starea e neschimbată, ori avem zile mai grele, dar vă rugăm să rămâneți alături de noi. Vă mulțumim pentru tot sprijinul și ajutorul vostru. Reamintim că pentru efectuarea transplantului este nevoie de peste 120.000 de euro. În continuare, însă, ședințele de chimioterapie sunt costisitoare. Vestea bună este că, într-adevăr, comunitatea răspunde și acum cauzei lui Florin, iar donațiile continuă. Oamenii donează și au o activitate susținută pe grupul de Facebook Împreună pentru Florin Răcoare Valeriu și exemplul lor este urmat și de unele instituții.